216 jucători de tenis de masă și-au anunțat participarea la o nouă ediție a turneului Memorialul Dan Leorda. Competiția va avea loc sâmbătă 14 mai la sala de sport din Parcul Tineretului. 114 sportivi vor concura la amatori, iar 72 la Open. Comunitatea pasionaților de tenis de masă din România apreciază că acesta este cel mai mare turneu de această categorie care se organizează în țară. Dacă e luna mai, e o nouă ediție a turneului de tenis de masă Memorialul Dan Leorda. 24 de mese de joc sunt puse la dispoziție sâmbătă, 14 mai, în sala de sport din Parcul Tineredului. Vor lua parte 216 sportivi, dintre care 144 vor concura la categoria amator, iar 72 la open. Din forum, un coleg cum a postat a reieșit că este cel mai puternic turneu din ultimul an la categoria turneelor AM. Deci există un foarte mare interes pentru acest memorial, fapt care ne bucură pe noi. Înseamnă că organizatorii din Regin sunt apreciați și prezența aceasta mare, masivă se datorează bunei organizări. Memorialul este de tradiție și a devenit renumit datorită bunei organizări, dar și a celui a cărui nume îl poartă. Reghineanul Dan Lorda a rămas în memoria tuturor ca unul dintre împătimiții și promotorii tenisului de masă în România. Foarte mulți dintre vechi amatoriști l-au cunoscut pe Dan Leorda, și în prezent rare-și i-a călcat puternic pe urmele tatălui. El joacă în București, dar reprezintă Reginul. Și eu zic că și numele, dar și organizatorii au un cuvânt de spus. La asemenea prezență numeroasă, județul Mureș organizează turnee foarte, foarte bune și foarte apreciate. Publicul va avea parte de meciuri interesante, spun organizatorii, care au gândit totul în detaliu și vor să ofere cele mai bune condiții participanților pentru a se bucura de un turneu de neuitat. Noi așteptăm reginenii să vină la sală, părinți, copii, eu zic că vor avea meciuri frumoase de văzut seara, dacă vor să vadă meciuri foarte tare, după ora 6-7 să vină, dar și până atunci sunt așteptați oamenii. Noi sperăm să prindem și vreme bună, pentru că vom avea și o mică serbare câmpenească, să zic așa, noi așteptăm... Sportivii musafiri cu tradiționalul guiaș unguresc. Startul meciurilor se dă în dimineața zilei de sâmbătă, iar intrarea publicului este liberă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!